Haideți să, hai să mergem, Cristi, la copil. Cum se simte Kira? Care este situația lui? Da, pare că nu este așa de grav. Aseară a făcut o ecografie. Nu are nimic osos. Și urmează ca astăzi, în cursul zilei de azi, să facă un RMN să vadă dacă are ligamentele afectate. Da, că era terminat pur și simplu. Înțeleg că și mama lui sunase la salvare acolo. A fost o nebunie totală. Da, ne-am speriat și noi, pentru că fața noastră s-a întâmplat. Lucru îmbucurător, așa ca să spun între ghilimele, faptul că nu are fractură, nu are nimic osos. Ceea ce e foarte bine. Acum sperăm să nu aibă vreun ligament rupt sau ceva care... Asta putem să vedem doar la RMN. El unde? A rămas internat aseară la București? Nu, a fost la Floreasca aseară și a rămas acasă la cineva în București și azi urmează să facă RMN. Da, am înțeles. Probabil că urmează și alte analize suplimentare și apoi o să știm ce și cum. Într-adevăr, da. Sperietura a fost maximă pentru toată lumea. Da, într-adevăr, a căzut, a alunecat, a fugit piciorul. A fost destul de urât accidentarea, dar, repet, e tânăr și convins că își va reveni repede. 0-0 pe Giulești, un punct câștigat de voi sau, cum spunea Dorinel, nu, două puncte pierdute de noi. Două puncte pierdute, pentru că, uite, trec etapele și mi-aduc aminte și acum o săptămână la meciul de acasă cu Dinamo, la fel, am dominat Dinamo. Am avut ocazii, a fost și o greșeală de arbitraj din punctul nostru de vedere acolo, în care putem vorbi că am fost prejudiciați de 11 metri, la un hands clar, zic eu, la Cârjan. Aseară am mișcat, a fost echipa mai bună, am dominat Rapidul, fără falsă modestie, dar cred că am dominat Rapidul la toate capitolele și păcat că nu am marcat. Jocul este bun, echipa joacă, suntem echipa cu cel mai puține goluri primite. Asta înseamnă că echipa joacă bine și foarte organizată. 4 goluri primite în 10 etape, 10 marcate. Un gol de meci e media voastră în atac. Da. Nici da, singura suntem, echipă suntem, neînvinsă din Superliga, Oțelul Galați. Așa este. Asta nu sunt lucruri întâmplătoare la noi la Galați. Pentru că se lucrează bine, se muncește bine și de asta îmi pare rău. Uite, a fost și după toată săptămâna trecută s-a discutat de Dorinel Munteanu, de, știu, disputa, gestul care a fost acolo cu Maftei. Acum să termine meciul și se discută de un impresar al unor niște jucători de-ai noștri care la fel suntem subiect de presă. Parcă nu se mai termină. Ceva, nu știu, parcă prea mult se mediatizează ce se întâmplă la noi. Acum, normal că discutăm și de fotbal, dar nu putem trece cu vederea al gesturilor huliganice, cum a fost gestul de aseară al acestui domn Rareș Pop, și nici ce a făcut Dorinel acolo, pentru că și ce a făcut Dorinel cu Maftei sunt păreri și păreri. Uite, de exemplu, la noi în studio, Dănuț Lupu e de acord cu Dorinel, Vivi și cu Robert nu sunt de acord cu Dorinel. Tu crezi că Dorinel este un antrenor prea impulsiv? Nu găsesc exact cuvântul. Vulcanic, nu. Este un antrenor care arde pe bancă. O știm cu toți, e vulcanic, e asta. Dar eu am mai avut o intervenție și săptămâna trecută la o televiziune. Am văzut declarația ta, în care lumea probabil a râs și nu mă cred. Am văzut și pe Naum la Digi că vrea să-mi pună, nu știu, imagini când înjură Dorinel. Vă spun eu, în atâția ani eu l-am văzut pe Dorinel la un antrenament să înjură un jucător sau prin curtea stadionului sau să jignească vreun jucător. Îmi pare rău că n-am fost crezut, că n-am avut niciun interes să mint. Dar să știi că sunt imagini de aseară, iar o dăm în partea cealaltă, în care l-a făcut albie de porci pe Pop Dorinel, aproape la fiecare pază. Se vede pe margine. Pe cine? Pe Pop? Pe Pop. Pe atacant. Pe Alex? Pe Alex Pop, da. Și noi mai înjurăm, dar înjuri în neant, așa, înjuri în gol. Și, dar vă spun, la antrenamente acolo nu-l aude nimeni, da? Nu-l vede nimeni, nu-l filmează nimeni. Putea să, dacă e omul care să înjure jucătorii. Da, la după meci l-a luat în brațe și l-a pupat, Crist.
Nu, Robert, înțelegi, deci da, credeți-mă că n-am niciun interes în mine. Eu te cred și te respect și știi că noi vorbim. Cristi, tu ție dacă îți făcea Dorinel Munteanu ce a făcut lui Maftei, ăla luai mănușile, îi le puneai în cap, tricoul de gât și plecai după teren. Nu, s-a exagerat, Robert. Știi cum avea subiect discuția asta și se termina într-o zi? Dacă Maftei nu mai putea să joace, s-au jucat foarte slab după incidentul ăla. Dar Maftei a fost jucătorul meciului. Deci e clar că nu a fost, poate a fost benefic, într-adevăr, a fost, l-a tras mai tare de tricou. Dar, nu știu, și Maftei a greșit pentru că un antrenor când strigă la tine de 3 ori și ești la 3 metri de el și nu întorci capul spre el, crede-mă că suntem oameni de fotbal cu toți, între tensiunea unui meci, în presiunea unui joc. Bine, aici e și eu l-aș întreba pe Cristi, dar sincer, jucătorilor le e frică de Dorinel Munteanu? Nu, îl respectă foarte mult pe Dorinel Munteanu și nu e nicio vorbă de frică. Păi, eu te întreb pentru că Cisotti aseară pe Giulești, exact asta a fost întrebat de colegii mei din media și a spus, mie mi-e frică de Dorinel. Nu știu ce înseamnă frică asta, nu pot să-i dau dimensiunile. Bine, poate a fost ironic puțin, dar nu e cazul, mai ales la Cisotti. Mai ales la Cisotti, poate să nu fi fost puțin ironic, nu e cazul. Nu e cazul, Dorinel nu vine cu băta la stadion. Și nu întâmplător, Robert, nu întâmplător, după 10 etape suntem echipa cea mai organizată din campionatul ăsta, care am primit cele mai bune goluri, suntem echipa neînvinsă, așa frică tare le frică la jucători de Dorinel. Cristi, sunt două lucruri diferite. Noi chiar am spus aici, Oțelul Galați este cea mai bine antrenată și organizată echipă în Superliga. Fotbalistic am spus de Dorinel Munteanu ca antrenor că e Mesia, că e Pele. Asta că am spus noi cel de Dorinel. Mai bun, așa am spus. Dar, păi da, și o echipă poate, Robert, o echipă poate să aibă rezultate jucând de frică? Eu nu cred. Eu cred că nu, că sunt terorizați de Dorinel Munteanu. Uite, ăsta cred că e corect termenul. Terorizați sunt. Uite, Dănuț Lupu crede că o echipă poate să joace de frică și așa se poate ajunge pe locul 2. Asta a spus Dănuț Lupu aici. Stai mă că jucătorul, dacă ți-e frică de un antrenor sau te terorizează, nu te mai vii, nu te mai pregătești. Ce, bă, eu nu cred că Dorinel ia băta după fiecare antrenor sau vine la fiecare antrenor și bate cu băta. Exact. Sunt generații care dacă nu pui presiune pe ei, nu faci nimic. Băi, de vorbă bună nu se face nimic. Dacă ar fi Dorinel la FCSB, ar putea să facă ce face la Galați? Păi, nu. Asta nu înțelegi tu. Păi, ascultă, ce nu înțelegeți voi? Când ai niște jucători cum are Oțelul, Dorinel a găsit metoda de a pune presiune, de a avea rezultate. Băi, Dorinel mi-a fost coleg asta. Deci, Babicule, pentru imaginea voastră, pentru că sunteți echipa comunității, sunteți sponsorizați, sunteți finanțați de către club, nu e bine pentru orașul Galați să întâmple scene de genul ăsta. Ba da, Cristi, țineți-o așa. Luați-l și pe Lupul la club acolo, că poate mai dă de vreun miron Cosma. Da. Nu e bine. Lupul e gălățeanul nostru și e obiectiv de tot ceea ce zice. Robert, ai avut antrenori? Da. Generația veche, știi? Da. Atunci puteai să spui că era frică, când nu vreau să dau nume de antrenori. Uite, dau eu, Cristi, stai puțin. Cristi, Hizo nu s-a comportat niciodată pe marginea terenului cum o face Dorinel. Și ce l-a întrebat? Nu jurând, băi, Dane, băi, l-am prins de vreo 3-4 ori și eu până avio. Și mă certam cu el și Cristi, să vede urât de ce. Pentru Dorinel Munteanu nu e un semn de întrebare că antrenează doar la Galați. Că e un mare, repet, sportiv, fotbalist, uite, hai să spun ceva. Dorinel de un an și ceva are oferte să plece de la Galați și a ales să rămână și le-am prelungit contractul acum. Pentru că la Galați se permite să facă tot ce vrea. Stai puțin, când l-ai prelungit contractul? Asta vară. Și pe cât timp are contract acum? Pe 3 ani, până în 2027. Deci am stabilizat clubul cu antrenorul cel mai bun din punctul meu de vedere. Dar te-aș întreba, apropo de Dorinel, care e poziția lui exact la Oțelul? Manager, antrenor, Mesia, patron? Care e poziția lui oficială?
Nu fiți ironici. Este, nu, nu, nu. Manager, este, antrenor? Este manager tehnic care se ocupă de tot ce înseamnă partea fotbalistică în club, sportiv în club. Stai puțin, Babicule, că el zice că el dă banii, el dă tot. Cum? Nu, ia, așa vorbește, că nu-i proprietarul clubului, noi nu avem proprietar, nu avem patron. Din păcate, că mi-aș fi dorit să avem un patron și să mergem în fiecare lună. Dorel se zbate foarte mult, foarte mult se zbate și își dorește ca jucătorii lui să fie plătiți la zi. De asta îmi pare rău că s-a făcut așa un portret referitor la relația lui cu jucătorii. El ține foarte mult la jucători și se luptă în fiecare zi și am avut dispute. Vă dau un exemplu. Când trebuie să vină să plătești taxele la stat și, sau să plătești jucătorii. Și trebuie să alegi. Să întârzi unul sau altul. Și el se luptă ca să-și mulțumească jucătorii, că așa e și normal până la urmă. Deci e antrenorul care se luptă mult pentru jucătorii lui, e antrenorul care vrea să facă performanță, care reușește lucruri bune la noi la Galați, tot orașul îl apreciază, tot orașul îl stimează și probabil mulți vin la stadion pentru el. Și ce a făcut la echipă din ultimii 3 ani jumate, eu cred că merită mult și foarte mult respect. Da, imaginea asta este imaginea pe care ne oferă Dorinel. Noi spunem ce vedem, și fotbalistic și uman. Sunt două lucruri diferite. Eu nu le amestec, să știi. Una e una, alta e alta. Despre Dorinel Munteanu, antrenorul și profesionistul, am vorbit și l-am lăudat și o să-l laud în continuare. Problemele celelalte, dacă vrea să le îndrepte, este opțiunea lui. Dacă nu, numai el în primul rând are de pierdut. Te-aș întreba, apropo de meciul de ieri, de ce n-ați câștigat în Giulești totuși? Am avut o șansă, nu știu, ca joc nu ai ce să reproșezi, echipa a fost, din punctul meu de vedere, excelentă, dar nu știu, nu reușim să marcăm, jucând bine nu reușim să marcăm. Mai sunt și astfel de meciuri, acum stau și mă gândesc, și începând de la deplasarea de la Arad, unde a fost egalat în 96, din un 11 metri stupid, la Dinamo, cu Dinamo acasă, am pierdut iar 2 puncte, în care am avut 11 metri, undeva asemănător cu ce am avut la Arad, nu am câștigat. Aseară am jucat foarte bine, am dominat adversarul și nu am câștigat. Vor veni și meciuri în care vom câștiga. Urmează meciul cu Craiova, un alt meci foarte interesant și dificil pentru voi. Da, știi cum e acum în Liga 1? Toate meciurile sunt grele. Ai senzația că dacă joci cu Slobozia sau Buzău, echipele nou promovate, sunt meciuri ușoare. Nu, toate meciurile sunt grele. Așa că noi ne pregătim să le facem jocul nostru, ne pregătim să câștigăm cele 3 puncte cu Craiova și vom vedea ce va fi la final. Mulțumit de acest loc 2 după o treime din sezonul regulat? Mulțumit, dar puteam să avem mai multe puncte, asta îmi pare rău și asta e frustrarea mea. Mai aveți și o restanță cu CFR Cluj, într-adevăr. Da, avem un meci mai puțin disputat și, mă rog, și cu meciul ăla s-a tot amânat odată, s-a amânat și a doua oară. Când se joacă? E clar când se joacă undeva în octombrie, a doua jumătate, ceva de genul? După întrerupere. După întreruperea acum, pentru 21 octombrie? După întrerupere, am înțeles. 21 noiembrie, Botoșan cu FCSB. E clar că trebuie să joace până se termină turul. Aia clar, da, clar. Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Cristi, pentru declarații. Știu că ați ajuns târziu și ești obosit. Odihnește-te și să vedem, să vedem o trupă pe care ți-l dorești și tu. Da. Suntem în grafic. Repet, putea fi mult mai bine, trebuia să avem mai multe puncte, dar suntem ok. Mulțumim încă o dată. Zi bună. La revedere și zi bună.